încercarea aceasta de a duce credincioșii de parte de Sfânta Scriptură au venit în special în mișcările care s-au depărtat de Sfânta Scriptură. Ortodoxismul, catolicismul asta face. Deci a fost la un punct în care pur și simplu enoriașilor de rând li s-a interzis să citească Biblia ca să nu se rătăcească. Știți ce spun ei? Dom'le, Apostolul Pavel și însuși Domnul Iisus Hristos n-a fost suficient de clar, că Domnul Iisus a vorbit așa de neclar încât eu mă pot rătăci chiar când m-a vorbit Iisus. Ce vă spunem noi, sinoadele, ce vă spun părinții bisericii, ce vă spune azi Papa, aia e mai clar decât ce a spus Domnul Iisus. Voi nu sunteți în siguranță ascultându-ți direct pe Iisus. Nu vă rătăciți dacă l-ascultați pe Iisus. Numai dacă veniți pe la noi, vă spunem noi ce-o vrut de fapt să spună Domnul Iisus. Noi suntem mai clari decât Domnul Iisus. Noi avem cu interpretarea noastră autoritate mai mare decât a Domnului Iisus. Nu la asta ajungi? Dacă omul nu se poate duce direct să-l asculte pe Iisus din Biblie, ci trebuie să vină până la mine, nu înseamnă că eu am autoritate deasupra lui Hristos? Și astăzi Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt biserici, cu ghilimele de rigoare, deși sunt oameni născuți de nou acolo, sunt biserici care sunt deasupra Domnului Iisus Hristos. Dar de fapt Hristos nici măcar nu este acolo. Nici măcar nu este acolo. Avem un exemplu acum recent în povestea tata de cineva plecat în afară și Duhul lui Dumnezeu a început să o cerciteze foarte puternic. Și l-a căutat pe preot, că nu știa ce să facă. La cine se ducă? La preot. Și atâta l-a bătut la cap pe preot, i-a spus ce experimentează, convingere de păcat și așa mai departe, seme ale nașterii din nou. Și preotul, ea s-a așteptat să-i dea catiște, să o trimită, să facă una sau altă, preotul i-a zis să se scape de ea și-o dat seama că asta nu are probleme care se rezolvă cu lucruri omenești. A trimis-o să citească Biblia. Foarte rău pentru el, știți? Foarte rău pentru el că rezultatul a fost cu totul altceva decât la ce se așteaptă ei. Rezultatul este nașterea din nou. Rezultatul este mântuirea. Rezultatul este o făptură nouă. Rezultatul este un om care se întâlnește cu vocea lui Hristos, care vorbește cu putere prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie și care aduce la viață. Care aduce la viață. Asta face Petru. Petru presupune că Biblia este destul de clară încât el pune audiența să verifice în Sfânta Scriptură, să citească Sfânta Scriptură, să-și aducă aminte Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte de ce au spus Sfinții Profeți mai înainte și de ce a spus Domnul Iisus Hristos prin apostolii lui. Așa vine trezirea. Biblia este suficient de clară ca să o puteți citi fiecare dintre voi și să aveți tot ce este necesar pentru viața aceasta. Asta înseamnă și că Biblia este autoritate supremă. El nu îi duce la nimic altceva decât la Biblie, da? Stabilește compoziția Scripturii clar, claritatea Scripturii, autoritatea Scripturii și scopul Scripturii care este acela de a ne trezi.